Când va sosi și de ce va sosi această unitate de terapie mobilă în Prahova? La alertarea autorităților cu privire la faptul că în cursul zilei de ieri capacitatea Spitalului Județean de a menține pe suport ventilator pacienții critici COVID și non-COVID a ajuns la o capacitate maximă, s-au primit sprijin, iar în cursul nopții am primit ordinul comandantului acțiunii, prin care am fost înștiințați că la Spitalul Județean de Urgență Ploiești va fi operaționalizată în cursul zilei de astăzi o unitate mobilă de terapie intensivă cu 12 posturi cu suport ventilator. Da. Fapt care va ajuta pentru asigurarea necesarului, având în vedere numărul de cazuri COVID cu manifestări mai severe, pentru a asigura suport pentru acești pacienți.